Salutare! Calculați acest exercițiu. Pune stop la filmuleț, notează-ți-l în caiet, încearcă să rezolvi tu și abia apoi să vezi cam cum s-a rezolvat această situație. Atenție! Până în acest moment sunt 93 de exerciții. Sfatul meu este să intri în playlist, dacă nu ai făcut-o până acum, și să rezolvi exercițiile de la început. A fost și o provocare la un moment dat de 24 de uh, probleme de exerciții în uh, 24 de ore. Este o idee bună, acelea au fost numai probleme de olimpiadă pentru clasele 5-8, este o idee să intri în playlist, să lucrezi de la început, 1, 2, 3, 4, în ordinea în care au fost postate, este și geometrie și algebra și eu zic că ți-ar fi de ajutor dacă le-ai lucra pe toate, pentru că din fiecare situație învățăm câte ceva. Deci, stop la filmuleț, notează-ți în caiet, rezolvă și apoi vedem împreună. Ești gata? Ce aș face eu aici? Păi, în primul rând, mă uit să văd ce am în această situație. Avem, observăm, de fapt, că avem minus 7 supra 15. Același lucru apare și la fracția aceasta, da, și aici, și aici. Deci, acest minus 7 pe 15 se împarte la ceva, același, da, se înmulțește cu o fracție și aici se înmulțește cu fracția asta. Um, cum ar fi cel mai ușor? Păi, de exemplu, eu aș face aici, mi-aș face calculul și anume că o fracție minus împărțit la ceva pozitiv rezultatul este negativ. O fracție împărțită la altă fracție este același lucru cu fracția respectivă se înmulțește cu răsturnatul 1 pe 2 inversul lui 1 pe 2 este 2 supra 1 plus și aici ce aș face pentru că am o operație de adunare, am cei doi uh, termeni, da, produs de factor aici, produs de factor aici, dar pentru că acesta este numitor, este factor comun, îl dau uh, ca și factor comun în fața parantezei, ce îmi rămâne din acest termen? Îmi rămâne minus 1 pe 3, și de aici am rămâne plus, minus 1 pe 6. Plusul nu afectează semnul, deci rămâne minus 1 pe 6, egal cu... Nu se poate simplifica nimic, aș putea să-mi fac... sau să-l las așa. Hai să-l lăsăm deocamdată așa. Minus 7 pe 15 ori 2, 2 supra 1 sau 2 este același lucru, plus Minus 7 supra 15 și aici, minus 1 pe 3, minus 1 pe 6 pentru a putea calcula, trebuie să aducem la același numitor. 3 și 6, numitorul comun este 6. Deci, amplificăm prima fracție cu 2 și o să ne dea minus 2 pe 6, minus 1 pe 6. Păi minus 2 supra 6, uh, minus 1 pe 6 este minus 3 supra 6, adică minus 1 pe 2 pentru că fracția minus 3 pe 6 se simplifică prin 3. 3 împărțit la 3 este 1 și 6 împărțit la 3 din acest motiv este minus 1 pe 2. Minusul păstrăm acolo. De ce? Pentru că dacă au același semn, facem adunarea și punem semnul comun. Și ce observăm acum? Păi observăm că iar așa am ca un fel de factor comun. Bineînțeles, poți să faci calculele, împărțirea aici, înmulțirea, înmulțirea, de asta spun că sunt mai multe metode de rezolvare, dar să încercăm să ne uităm la cele care sunt așa mai simpatice. Dau factor comun minus 7 supra 15, înmulțit cu ce mi-a rămas de aici, mi-a rămas 2, și aici mi-a rămas minus 1 pe 2. Pentru a putea face acest calcul, trebuie să aduc la același numitor, adică amplific cu 2, și avem minus 7 supra 15, înmulțit cu uh, 2 ori 2, 4 minus 1 face 3, supra 2. Simplificăm 3 cu, uh, sau uh, simplificăm prin 3 și aici o să ne rămână 5 și răspunsul final este minus 7 ori 1, adică minus 7, supra 5 ori 2, care este 10.